Scandal la Techirghiol, în județul Constanța, unde o hotărâre a Consiliului Local agită spiritele. Autoritățile au decis că iubitorii de animale care vor mai mulți câini în curte trebuie să dețină și mai mult teren. De exemplu, pentru 3-4 pede trebuie să aibă cel puțin 1000 de metri pătrați. O decizie ridicolă și ilegală, susțin reprezentanții ONG-urilor, care îi îndeamnă pe oameni să atace hotărârea în instanță. Această scenă ar putea fi văzută mult mai rar sau chiar deloc în Techirghiol. Consiliul local a decis că cei care vor să aibă mai mulți câini trebuie să dețină și teren mult. Această hotărâre spune că poți să deții un animal de curte, în speță un câine, dacă ai o suprafață de teren între 250 și 500 de metri pătrați. Pentru a putea deține 2 câini, trebuie să ai între 501 și 750 de metri pătrați, iar pentru a deține 3 câini, trebuie să ai între 750 de metri și 1000 de metri pătrați. Primarul susține că regulamentul privind creșterea animalelor a fost modificat după sesizările unor localnici nemulțumiți că vecinii lor au mulți câini în curte. Automat perimetru mai mare să fie astfel încât să nu deranjeze nici vecinii. Seara chiar se aude foarte tare de la ei. Sunt convins că se confruntă toți colegii mei primari cu această situație. Neavând o reglementare clară în acest sens, consider că și ei ar trebui să facă acest lucru. Iubitorii de animale au însă altă părere. Este o hotărâre de Consiliul Local care încalcă legea. Ea trebuie atacată și cerută anularea ei în contencios administrativ, adică la instanță. Și în acest sens există deja sentințe judecătorești în toată țara prin care au fost anulate astfel de hotărâri. La fel vor să facă și mulți alți locuitori din oraș. Eu am 600 de metri. Deci 600 practic, de metri? 2 câini. Maxim 2 câini. Și aveți... 4 aici și 2 în casă. 6. Din stradă. Deci am luat din stradă. Mi se pare o aberație hotărârea asta de Consiliu. Am 4 căței. Dacă acum terenul nu corespunde, ce să fac? Să-i arunc? Îi dau drum pe stradă? Este cum acum cineva ar da o lege și ar spune nu mai aveți voie să aveți 2 copii pentru că n-aveți 50 de metri pătrați și că apartamentul fiind de 35 de metri pătrați. Consider că animalul are un suflet mai mare ca omul. Cine nu respectă hotărârea Consiliului Local riscă să fie amendat cu sume cuprinse între 1000 și 5000 de lei.